Mi-a plăcut schema, erai foarte concentrată, focusată pe Păi sunt pe focusată pe telespectator și pe colegul nostru. Da. Da. Foarte bine, Iulia. Bună! Bună ziua și bine ați venit, vă rog bine frumos să luați un loc. Astăzi te-am văzut, cred că pe la orele prânzului, aș putea spune chiar ora 13 și 30 de minute. Unde eram și ce făceam, rapid. Vorbeai singură prin Doroban, spre undeva pe la Șardu Gol, pe acolo. Era normal. Cu umbrelă în mână. Nimic neobișnuit. Deci ora ta, nu? Apoi m-am dus, am avut o programare înainte de emisiune. Am înțeles. Nu, că erai cu o umbrelă, cu un cap de leu ceva. Era un cap de vulpe, dar da, este cap okay. de vulpe am văzut. Da? Și vorbeai singură pe stradă și zic, ia uite, băi, cred că își face subiectele pentru emisiunea noastră. Păi uite de ce m-am dus în Doroban, ia uite. A, manicură, pedicură. Nu, nu observi? A, zâmbet. Am aparat. A, ai aparat. Da, mi-am pus aparat. Păi nu, că ai arătat unghiile prima dată și de asta. Păi nu, vreau să atrag atenția în zona capului. Ok, perfect. Altceva. Da, altceva. Îți place, da? Da, super. Mă bucur. Toată lumea mulțumită, bun, putem să începem. Da, da, acum ne-am liniștit altfel. Pentru că avem aparat și deci nu. Bravo, hai să vedem ce începem astăzi. Rămânem tot în zona fotbalului, am înțeles. Da, colegii noștri au fost și la un eveniment, s-a întâmplat ceva, mă simt așa foarte straniu, a trecut foarte mult timp de când nu am mai comentat ținute de la evenimente. Dar în sfârșit s-a spart gheața și uite că avem ceva material. Ia să vedem. Marica, dar bănuiesc că nu era de la evenimentul respectiv, nu? Asta este doar o fotografie. Nu, era așa un stil mai relaxat și acum că a venit vara și s-au deschis hotelurile pe litoral. Probabil că va fi din ce în ce mai relaxat. Nu am nicio problemă cu persoanele, cu bărbații care poartă roz sau mov. Mi se pare chiar foarte interesant să faceți asta. Mi se pare că este plictisitor să vă îmbrăcați doar în costum cu cămașă albă și chiar mi se pare de încurajat o asemenea, un asemenea experiment. Deci Ciprian Marica a marcat bine. El este, în general, are abordări decente, plăcute, mai are și evenimente mai puțin fericite, dar în principiu, da, este unul din oamenii din fotbal care se îmbracă bine. Mergem mai departe să vedem ce scrie în carte. Alex Velea al fotbalului românesc. Asta, cine a spus-o cu Alex Velea? Da? Să știi că ai nimerit foarte bine, da, culmea. Da, pe nu are niște ținute cu Alex Velea. Are niște ținute. El este cumva foarte colorat, așa. E interesant. El totuși nu activează în zona muzicală. Dar și iarăși, fotbaliștii sunt în zonele astea excentrice. Ai văzut și la Neymar. Să știi și că este toți. Interesant. Mie îmi place, încurajez. Nu îmi place de mult, de multe ori poartă brandurile la vedere. Și asta este un lucru care nu neapărat că este greșit, dar nu mi se pare neapărat că așa îți arăți statutul social etalând etichetele pe care le porți. Deci Ali Bek joacă în Turcia acum, mai nu? Puțin. Nu știu, unde joacă? E ok, avem mulți microbiști cu noi aici, e bine. Da. Mergem mai departe. Bun, ce s-a întâmplat cu ei? Au dezertat? Da, așa, s-au dus pe altceva, pe handbal, okay. pe basket. Bun. Așadar, prefer așa ceva. Aici este Yanis fiul Hagi, lui Hagi, nu? Da? Prefer așa ceva, este de departe una da, de cele mai nume. Bune. Este Yanis Hagi, nu Yanis fiul Hagi. Hagi. Păi stai puțin, trebuie să-i facem introducerea. Yanis Hagi, mă scuzi. Nume... Dacă ar fi fost Hagi tata, cu siguranță și eu aș fi spus că sunt fata lui Hagi. Na. Păi da, dar el e Yanis Hagi, joacă păi în străinătate, este o legendă tatălui. Am înțeles, este și el o legendă în devenire, dar corect. Oameni identifică ca fiul lui Hagi momentan. Foarte da, bine da. Se îmbracă, îmi place foarte mult, cromatic, nu o exagerează, este ok, este într-o zonă de cercetări, stilistice vreau să spun, încălțămintea, este bine că el poartă încălțări făcute de firme care fac încălțăminte sport, nu neapărat de branduri care încearcă să facă încălțăminte sport. Pentru că dacă dorim să ne luăm un ceas, nu ne luăm un ceas de la o firmă care face monormal haine. Oricât de mare ar fi acel brand, ne luăm de la un brand care face ceasuri. Dacă vrem încălțăminte sport, ne luăm de la un brand care face încălțăminte pentru sport. Înțelegeți ce vă spun? Este foarte, foarte important. Și îmi place că face asemenea alegeri. Este și temperat, este și într-o zonă de ceva puțin mai interesant. Îl văd, el caută. Cu siguranță în vreun an de zile vom vedea o schimbare foarte mare la el și eu cred că va fi una foarte bună. Am văzut acum, parcă ai fi ghicit în cafea. Stai așa. Eu văd în el ceva care caută. Aveam un ghioc acasă, se va regăsi dar am la uitat. Un moment dat. Hai să mergem la următoarea poză. O, îți promit că data viitoare o să vin cu Jerome, dacă am spus de Ghioc și de așa. Nu știm cine este Jerome, o să aflați. Aici ți-l arătăm pe Beni Jerome. Beni Adibui.
mă scuzați. Eu nu sunt o microbistă și pe cale de consecință nu știu numele persoanelor care joacă fotbal. Trebuie să fii microbistă, că el nu e fotbalist. Nu este fotbalist? Nu, e luptător. Aia luptător. E chiar campion. Nici zona pugilistică nu este pentru mine o zonă de interes. Nu mă, e campion local combat. Foarte drăguț, da. Kickboxing, nu? Ciucă, e locul cât în lume? Crește că locul 1. Locul întâi? Da. Beni, vorbești serios? Da, foarte tare, bravo. Nu știu, nu mă pronunț că nu știu, dar păi bravo. Și atunci tu cum alegi pozele și filmările? Păi nu am ales eu fotografiile, sunt alese de colegii noștri, eu doar fac comentariile. Am înțeles. Și nu este o fotografie, este o filmare. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor noștri care s-au dus la eveniment și au făcut posibilă această rubrică astăzi. Pentru că nu e așa, ne-a stras, comentăm fotografii de pe Instagram, veșnic cu aceleași persoane și veșnic în aceleași poziții. De ce e bine, Beni? Să știi că n-am spus absolut nimic despre el, dar este bine că tu ai tras această concluzie. Păi, vreau să încerc, să intrăm totuși în subiect. Mie îmi place ceva. Și este și ceva care nu-mi place. Nu-mi place când văd mai multe nuanțe de negru. Pentru că da, concentrația de pigment poate fi diferită în anumite piese vestimentare. Nu-mi place când văd pantalonul acela mult mai închis decât cămașa, chiar dacă amândouă sunt de fapt negre. De fapt cămașa este cămașa e albastru închis. Cămașa este un gri colorat de fapt. E un bleu. Cum să fie bleu? E albastru deci închis, deci eu credeam nu? că am probleme cu vederea, dar ia, cred bagă, că am uite, probleme doar aici. Cu dinții. Ia zici că ce culoare are. Cătălin, tu așa văd și eu, albastru închis. Albastru închis. Uite, denim, uite aici. Dar mie mi se pare că este un denim mult mai Iulia, închis. Te rog frumos, uite-te aici. Uite, nu e albastru închis? Denim, albastru închis, uite-te da. Sus. Da, stați, stați. Păi vezi? Schimbăm comentariul. Vă rog dacă frumos, este schimbați. Denim albastru închis, nu-mi place denimul albastru închis cu negru, pentru că albastru închis cu negru nu este o combinație pe care s-o poți face oricum și oriunde, chiar dacă dar ești lui bărbat. Vine bine, mă, n-ai ce să zic. Păi lui vine bine orice, pentru că arată așa. Adică există o vorbă, știi? How you like your coffee? Tall, dark and handsome. Știi? Adică cam asta ar fi. N-are cum să nu arate bine. Este un bărbat impozant, orice arată bine pe el. Mai puțin costumele de chelner ale lui Pepe, dar da. Revenim și la costumele de chelner ale lui Pepe mai târziu, căci, așa cum am spus, a deschis sezonul estival. Dacă ai rămas afectată de ele. Păi am rămas marcată pe viață, Cătălin. Doamne ferește Dumnezeu, vezi? Eu zic dar că, să știi că se vor să întâmpla... Te tratez, că s-ar putea să... Prevăd, apropo, că suntem în această perioadă a vieții mele în care, așa cum a spus Cătălin, încep să citesc și să ascult, să văd în ghioc și așa. Nu, voci nu aud. Auzi voci tu? E următoarea etapă. Ai grijă. Acum că îmi spui tu, nu știu ce să zic. Dar cred că vom avea multe, foarte multe gafe vestimentare pe litoral. Simt așa cum se apropie, cum vin spre noi, știi? Hai să vedem următoarea, că am amețit de la când l-am văzut pe Beni. Nu, te rog, nu amețit. Nu amețit și tu. Opa. Opa, opa. Cine e? De ce spate frumos. Cine este? Nu știu. Uite, Pulhac, fotbalist. A, e interesant el să știe așa. A, măcar nu are ceas alb. Deci, chestia asta cu ceasul alb. Vreau să discutăm povestea e cu... E și pe TikTok, super activ. Stați. Povestea cu ceasul alb. Și are și super iubită. Omul nu... Să-i trească, să-ți trească. Omul nu are ceas cu curea albă, nu are ceas alb, dar simt nevoia să deschidem acest subiect. Am observat că foarte mulți purtați ceasuri care n-au nicio legătură cu ținuta pe care o purtați. E bine, da, ceasul trebuie asortat, indiferent cât de mult costă. Nu poți să porți o mașină la mână sau un apartament și să-ți se pară că merge cu orice doar pentru că costă respectiva sumă. Este stupid și este inutil. Nu faceți decât să păreți foarte, foarte superficiali. El are un ceas potrivit cu ținuta lui. Îmi place păi și acel accesoriu. Păi ce ceas e? Păi uite-te că păi s-a văzut mai devreme. Ce firmă? Este ce? Un ceas negru, un ceas cu curea neagră. Ce firmă? Uite, nu că accesorizat, adică avem voie să spunem. Spuneai de culoare, care are un ceas negru, am înțeles. N-avem voie să spunem. Bun. Așa. Okay, îmi place că nu are un ceas cu curea metalică, aurie sau argintie, este important, sau unul cu curea albă, căci ar fi fost, fiind bărbat și bărbații nu sunt atât de aplecați către detaliile stilistice, ar fi putut să încerce să-l ar fi fost potrivească o dramă, cu... însemnele brandului pe care le poartă pe spate, dar nu a fost cazul din fericire. Și îmi plac, păi n-aveam voie să spunem. Păi n-am zis. Păi, bine, când... stați așa că n-am spus eu, vine Cătălina Casirie, nu-i problemă. Așa, oricum interesante cuciulițele acelea pe care le poartă. Aproape că mi-aduc aminte de oglinda, știi, din taxiurile acelea din anii 90, care era tot timpul plină de iconițe și de cruciulițe care făceau așa haios. Mai bine, n-ai văzut și Beckham mai avea de astea și... Măi, dar oare ce s-a întâmplat cu căței aceia rusești care dădeau așa din cap?
tu sari dintr-una în alta, mă, debusolezi foarte tare. Păi vorbeam de taxiuri și mi-am amintit brusc. Da, am nevoie de un cățel din acela pentru rubrica viitoare. Vă rugăm să ne trimiteți aici la redacție unul, ca să-l punem aici pe masă și să ne facem rubrica cu el. Mulțumim! Iulia, ai grijă de tine. Și tu de tine, Cătălin. Ne vedem săptămâna viitoare. Da. Ciucă, da. Ne vedem pe TikTok. Bine, numai bine, seară frumoasă. Și a făcut Ciucă TikTok?